Prima săptămână a vacanței de primăvară, cea care corespunde sărbătorilor pascale catolice, s-a încheiat astăzi doar pentru elevii din anii terminali. Aceștia au început de astăzi cursurile în format online până pe data de 29 aprilie. Elevii din clasele a 8-a, 12-a și a 13-a au reînceput astăzi cursurile online ale semestrului al doilea. Pentru clasele terminale, structura anului școlar nu a suferit niciun fel de modificare, vacanțele de primăvară rămânând la datele planificate și cunoscute. Astăzi a început școala exclusiv online pentru elevii de clasa a 8-a și clasa a 12-a și clasa a 13-a, seral și frecvență redusă. Au școală online pentru 3 săptămâni aproape, până pe 29-a 4-a. Clasa a 8-a din 95 de clase sunt 1515 elevi, la clasa a 12-a 65 de clase 1551 de elevi, la clasa 13-a seral 456 de elevi și la clasa 13-a frecvență redusă 159 de elevi. Vacanța se va încheia pentru elevii din celelalte clase pe data de 4 mai. Grupele din învățământul preșcolar, clasa pregătitoare, clasele a 1-a, a 7-a și clasele a 9-a, a 10-a și a 11-a vor finaliza semestrul în data de 25 iunie în loc de 18 iunie. Din 12 aprilie până în 29 aprilie, clasele a 8-a, a 12-a și a 13-a seral vor face activitățile școlare online. Celelalte clase, inclusiv învățământul preșcolar și primar, gimnazial și clasele până la 11-a, vor fi în vacanță până în data de 5 mai. Iar clasele care au 8-a și a 12-a vor lua vacanță pe 29 aprilie și vor sta în vacanță până pe 9 mai. Acestea sunt modificările făcute la structura anului școlar. Examenele naționale se vor desfășura la datele stabilite conform calendarelor aprobate, 22-25 iunie, evaluarea națională a elevilor de clasa 8-a și 28 iunie, 1 iulie, probele scrise ale examenului de bacalaureat.